Numele său este Cristina Nușa, dar în sala de pictură toți o alintă Nușica. Are 22 de ani și vine de 4 ani la cursurile de pictură organizate de Palatul Copiilor din București. Aparent, pare o tânără ca oricare alta. Cu un chip angelic și ochi superbi, Cristina Nușa ne va duce astăzi în călătoria spre lumea sa, acolo unde doar Dumnezeu mai poate realiza miracolul pe care ea îl așteaptă. La vârsta de 7 ani am fost la un doctor, pe atunci cel mai bun din România, și mi-a pus diagnosticul retinopatie pigmentară, ceva de genul se numește. Și același diagnostic mi l-a pus și cei din Rusia. Și după care alți medici mi-au mai pus încă un alt diagnostic, maladie Stargardt. Ușor, ușor am realizat, crescând, cam pe la vreo 13-14 ani, am realizat că adevărat, pentru că părinții mei niciodată nu vorbeau despre asta ca nu cumva să mă întristeze. Deși mă întristau copiii, pentru că era vizibilă problema mea, și atunci tot timpul veneam plângând acasă și părinții mei se întristau și mai tare. Problema aceasta duce la orbire, dar prin harul Domnului momentan s-a stagnat și sperăm să rămâne așa cât de cât, să mă descurc așa prin casă. Pentru că în copilărie locuia cu familia într-un sat lângă Tecuci, părinții nu aveau posibilitatea financiară pentru a o trimite la o școală specială pentru nevăzători. Astfel, Cristina a urmat doar primul semestru din clasa 1. Fiind încăpățânată, nu m-am lăsat și i-am cerut mamei mele să-mi aduc o profesoară acasă. Mai venea profesoara acasă la noi acolo în sat și am mai făcut meditații de limba română. Și apoi, de când am venit aici în București, am continuat cu meditațiile de limba română și așa am învățat să scriu și să citesc cât de cât. Cu cititul mi este foarte, foarte greu, dar totuși contează că măcar știu să citesc. Timp de un an, Cristina urmează cursurile Școlii Populare de Arte din Brașov la clasa de pictură. Mai târziu se mută cu părinții în Telorman, dar păstrează legătura cu profesorii din Brașov și își trimite tablourile prin poștă. Pentru că la împlinirea vârstei de 18 ani primește vestea că nu mai poate participa la concursurile și expozițiile organizate acolo, ajunge în București la Palatul Copiilor, unde găsește sprijin și înțelegere în ciuda regulamentului de vârstă. La început a fost cam dificil, pentru că văzând pe toți colegii mei, că pictau pe pânză și eu îmi doream și eu lucrul ăsta, dar domnul profesor la început mi-a spus că nu am cum din cauza faptului că am problema asta de vedere și nu pot să văd atât de bine detaliile să mă descurc. Și atunci a fost greu pentru mine și dorințele creșteau tot mai mari de a face și eu lucrări ca de colegii mei. Și la început a fost mai timid, de că nu cunoșteam pe nimeni. După vreo aproape un an, domn profesor, tot văzând întristarea mea că nu pot să pictez pe pânză, a stat și s-a gândit și a găsit anumite soluții de a continua de a lucra pe pânză. Soluțiile fiind următoarele, prin insulițe, punctulețe, semne. De fiecare dată când vin în locul acesta, orice problemă aș avea sau întristare, uit cum intru pe ușă, pentru că sunt colegii mei minunați care de fiecare dată cum mă văd, îmi zâmbesc, mă îmbrățișează și pot să zic că e un loc foarte, foarte, foarte special pentru mine, în care n-aș putea să stau vreodată fără el și mai ales fără domn profesor. Totul capătă sens în clipa în care îngeri păzitori ne arată drumul în viață. La Palatul Copiilor din București, Cristina a întâlnit oameni extraordinari care o iubesc și o ajută necondiționat. Primul moment în care am văzut-o a fost o nedumerire. Pentru că ziceam, domne, fetița asta nu vede ce vrea ea de fapt, ce vrea să facă, ce se întâmplă cu ea. N-am vrut să zic nimic, n-am vrut să o supăr, am zis să o iau și eu așa pe îndelete, vedem, mai merge, mai trece o zi, mai trece, vedem ce se întâmplă. Și încercând să lucrez cu ea,
încetul cu încetul, ea a devenit din ce în ce mai bucuroasă, îndrăzneață, s-a simțit bine și ceea ce m-a surprins la ea într-un mod bun, plăcut, a fost îndrăzneala ei de a merge pe ceva care pare imposibil. Tot venind în atelier, am observat-o pe Nușa lucrând. Ceea ce mi-a atras mie atenția a fost, și cred că e valabil pentru oricine, când un nevăzător încearcă să-și pună în valoare anumite calități pe care le are și despre care se crede că nu s-ar putea face. Lucrul care mi se pare mie că exprimă cel mai mult tablourile ei este o dorință de a depăși lumea vizibilă și lumea imediată. Ea, sentimentul ei și dorința ei este să treacă dincolo de limitele existenței obișnuite. Are sentimentul acestei greutăți, acestei gravitații existențiale care e apăsătoare și atunci ea, cu imaginația ei, cu sufletul ei, încearcă să compenseze încercând cumva să vadă dincolo de cortină. Asta mi se pare că exprimă lucrurile ei, cam zona asta, dorința ei de a depăși, de a trece dincolo de plasa existenței. Mi se pare mult mai interesant, vedeți, ceea ce ea încearcă să lucreze aici. Faptul că, a pictat acest peisaj și că noi observăm vârfuri de muntoase, și faptul că între două vârfuri există o sârmă acolo, vorbește tocmai despre această intuiție, aș putea spune, a ei, care pune în valoare mai degrabă dorințele ei adânci, ale ființei ei. Printre schițe, pensule și câteva emoții constructive, câțiva prieteni s-au încumetat să ne vorbească despre clipa în care au cunoscut-o pe Nușa. Am cunoscut-o când eram prin clasa 7-a sau 8-a, nu mai țin bine minte. Veneam în fiecare sâmbătă la palat de plăcere să desenez, să mă destresez de la orele din generală. Și mereu era pe aici, o vedeam cum pictează și admiram tot timpul lucrările. Încetul cu încetul am ajuns să ne cunoaștem, să fim ca două surori, ca să zic așa, pentru că aici e totul ca o familie. Inițial n-am știut ce să cred, în general sunt mai suspicios față de oameni pe care nu-i cunosc, culmea. Dar era așa mai retrasă și după primele două săptămâni cam așa a început să se deschide și să vorbim așa foarte mult. Ea e foarte prietenoasă din fire. Dacă ajungi să o cunoști, te ia așa în brațe, tot timpul zâmbește, e veselă. Până nu mi-a spus că are probleme, nici n-am știut că a avut probleme. Și cel mai mult, cred că admir la ea faptul că nu se lasă. Uneori și acum mai sunt tristă și de multe ori oarecum l-am judecat pe Dumnezeu când eram mai mică, pe la vreo 13 ani, din cauza faptului că mă gândeam de ce alți copii sunt fericiți și eu, singurul copil al părinților mei, am așa o problemă grea ca să-i întristez, dar prin problema mea mi-am dat seama că Dumnezeu m-a lăsat așa pentru că are multe lucruri frumoase pregătite pentru mine. Nu aș putea să conturez ce va fi, dar există o dorință în ea și o speranță și a mea că se va contura ceva precis. Dar acest ceva precis care se va contura, eu cred că va fi conturat în momentul în care cineva din jurul nostru, străin de noi, va zice, iată, asta este. În momentul ăla, într-adevăr, se va închega tot efortul și toată speranța noastră. Deci noi acum suntem într-o acțiune în care sperăm ca să se închege imaginea ei de artist în lume. Nu știu sigur ce o să-i aducă viitorul. Ar fi interesant să o văd o profesoară care să predea pentru copii cu probleme de vedere. Știu că nu se poate împlini, dar mi-ar place foarte mult să poată să își depășească problema cu vederea și să se însănătoșească la loc. Știu că este un gând destul de improbabil, având în vedere problema ei. Dar cred că mi-ar place foarte mult să vadă și ea ce a reușit să facă, deși avea aceste deficiențe.
și să se poată bucura de faptul că a reușit să cuprindă lumea fără neapărat să o privească ca noi ceilalți. Povestea de viață a Cristinei ar trebui să fie o lecție pentru noi toți. O adevărată luptătoare, ea este dovada vie a faptului că totul este posibil atunci când îți dorești mai mult. Unul dintre visele mele cel mai mare este să ajung o pictoriță foarte bună și să fiu un exemplu pentru cei cu probleme de vedere ca noi și să pot să-i ajut și pe alții și de a arăta și părinților mei că totuși nu a fost așa cum au crezut și că pot să fac ceva mai mult decât cred ei sau gândesc.